Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou gameplay. În episodul de astăzi o să jucăm Metin 2. În urmă cu exact 11 ani, cred că am jucat pentru ultima dată Metin 2 oficial. Așa că astăzi vreau să dau drumul și eu la o serie cu Metin 2 oficial. O serie pe care o să o joc fără donații. Deci nu vreau să donez, vreau doar mai mult să văd dacă în 2024 mai poți să joci Metin ca pe vremuri și mai poți să evoluezi un caracter. Să ajungi până la stadiu, nu știu, în care să poți să farmezi, să-ți cumperi iteme, să-ți dezvolți abilitățile și așa mai departe. În urmă cu 11 ani, jocul arăta mult mai basic față de modificările pe care s-au făcut în momentul de față pe Metin. Și tocmai asta e motivul pentru care vreau să mă apuc să fac o serie cu Metin 2, iar ca și server am ales Polyphemus, sau cred că așa îi zice, și o să joc pe acest server. Dacă vă întrebați de ce n-am ales și eu celelalte servere unde majoritatea creatorilor de conținut joacă, pe TigerGhost sau celelalte servere cu plăți, tocmai din motivul ăsta, pentru că nu vreau să fac niciun fel de donație și vreau să văd doar dacă pot în 2024 să mai joc Metin la același vibe cu care l-am jucat în 2009. Eu deja am un caracter aici de level 17, un Sura pe care l-am făcut să văd așa un pic cum se mișcă serverul, dacă este piață și dacă este cât de cât populat, încât să pot să joc și să fac o serie pe acest server. Dar dacă stau și mă gândesc bine, ar trebui să pornesc cu un caracter de la zero, așa că am să fac un nou caracter. Și de data asta vreau să aleg un War, iar ca și nume la War cred că aș vrea să-i pun numele Corvus. Merge. Se pare că Corvus este folosit deja numele. Aș fi vrut să folosesc Corvus ca și Remember pentru serverul pe care am jucat în urmă cu 11 ani. O să încercăm să modificăm un pic numele doar ca să putem să folosim Corvus. Am pus un KORVUS și da, în felul ăsta am putut să folosim numele Corvus. Deci, dragi prieteni, povestea pe Metin 2 va începe cu acest caracter Corvus, iar eu acum o să dispar de pe ecran și o să intru direct în personaj în povestea de pe Metin 2. Let's go! Și iată, ne intrați și pe server pentru primul contact cu serverul, dar ce să vezi aici? Uite că am prins niște iteme pe jos, imediat am dat drumul la aspirator și în felul ăsta uite că am putut să facem și noi primii bani. O să mă duc să vând aceste iteme la magazinul general doar pentru a putea să am și eu niște licori. O să mă folosesc de toate posibilitățile pe care serverul mi le oferă și de toate trucurile pentru a putea să facem bani și să evoluăm. Așadar, mă voi transforma și într-un tomberon în care toată lumea își aruncă mizerile, iar eu acele mizerii o să le reciclez și în felul ăsta sper ca să pot să mă dezvolt și eu pe acest server. Pentru început o să mă duc la magazinul general, vreau să vând aceste chestii. Ia să vedem ce mai e pe aici prin magazinul general. Mamă, câte s-au băgat în magazinul general. Înainte erau doar aceste iteme de sus și câteva licori și cam atât. Acum văd aici o mulțime de chestii pe care nici nu mai știu. Uite, asta era chestia cu care îți spuneai magazinul, nu? Sticlă, da, astea erau și înainte. Hai să vin în chestiile astea și uite că am făcut 6000, da, 6K, hai să folosim termenii de Metin. Știu că la Uriel se poate lua puterea asta înțelepciunii, pe care și eu vreau să o iau și în felul ăsta să pot să merg. Bă, cutia asta n-am putut deschide, deci că la nivelul 10. O să merg să bat niște câini, hai să băgăm și noi niște licori aici, să sune treaba așa mai altfel. Iar în timp ce o să bat aici, o să vă povestesc de ce aș vrea să fac această serie. E bine, de cât timp fac streaming, de 8 ani de zile, niciodată nu am făcut stream cu Metin, deși a fost unul dintre jocurile care m-a ținut cel mai mult, să zic așa, în fața calculatorului. 4 ani de zile am jucat pe Corvus, am avut un caracter Ninja Lame, am început cu un Ninja Lame la vremea respectivă, nici nu știam mare brânză despre joc, ce înseamnă cu jocul respectiv. Pot să vă spun în mare așa povestea mea de pe Corvus. Am făcut level 30 map 1, aici map 1. Nu am știut că se poate merge și map 2 și așa mai departe. Până am aflat lucrurile astea, am ajuns la level 30 și la level 30 am farmat foarte mult în map 1. O altă aventură pe care pot să vă spun din vremea respectivă e că am ajuns să pescuiesc, că am prins dintr-o scoică perla albă și ce credeți, am vândut-o la magazinul general pentru că eu acolo știam că se vinde tot absolut ce vrei să vinzi ca să faci bani. Și perla albă la vremea respectivă era o căruță de bani. Bă, aparent dă destul de bine war-ul ăsta, văd că adunăm ceva experiență aici. Aș vrea să fac level 10 ca să vedem ce ne dă cutia respectivă și după aia cred că ar fi o idee bună să mă apuc să fac misiuni. Ia auziți cum face asta, Z-ul. Așa se făcea pe vremea când jucam Metin și adunam totul de pe jos. Acum am văzut că sunt foarte mulți playeri, cum este și aici, de exemplu.
O să mă duc lângă acest player care bate de zori aici. O să adun licorile care o să am nevoie de ele și nu știu ce să fac de aici. Aș aduna și ceva iteme să le vând. O platoșă de tigru aici, văd. Jucători care sunt pe auto și bat. Nu știu cum se face chestia asta pe auto, încă nu știu nimic despre ea. Cum bați pe auto și așa mai departe. O să adun doar niște licori de pe aici. Să văd vibe-ul al fierarului când îmi distruge câte un obiect. O, avem o carte aici. Asta cred că e 200k. Cel puțin atât era înainte. Nu știu acum care mai e combinația. De licor de pe aici îmi prind bine. O să fiu, v-am spus, un tomberon pentru început. O să adun totul doar pentru a putea face ceva bani de început și să ne putem dezvolta cât să creștem. Deci cam asta e povestea mea, să zic așa, pentru cei care vă întrebați cum de am îndrăznit să mă apuc și eu de Metin, pentru că poate că nu mai este un joc chiar atât de jucat sau atât de în trend, dar am vrut ca să am în portofoliu meu pe YouTube și acest joc. Eu de altfel mai fac și alte jocuri pe lângă Metin. O să le vedeți acolo pe canalul de YouTube. Cam ăsta ar fi motivul pentru care aș vrea să fac această serie. Vreau să am și un aport aici pe Metin. Vreau să-mi aduc aminte de acele perioade frumoase de pe Metin în care am cunoscut oameni faini, oameni care ne-am împrietenit și care am păstrat legătura chiar și până în prezent cu anumite persoane cu care am jucat Metin. O să pun stop aici la filmare și o să revin după ce am făcut nivelul 10 și deschid cufărul ucenic. Și am revenit cu level 10, dragi prieteni, iar acum este momentul să deschidem și noi cufărul ucenic. Ne-a dat din cufăr licori verzi, ne-a dat, mamă, 3 licoare înțelepciunii, elixir, mi-a dat și medalia dragon și avem, am crezut că pot să bat de pe el. Avem și un cal pe care putem să, cu care putem să ne deplasăm. Eu mai am o licoare înțelepciunii aici pe care am folosit-o până am crescut level 10. Acum cred că e momentul să mergem să ne luăm și noi skillurile. O să mă fac direct aură, deși sunt conștient că o să fie greu pentru aură, dar cel mai frumos caracter, nu? Ok, ne-am pus și punctele pe aură. O să mă duc. Între timp, ce am mai făcut? Am făcut misiunile pe care ni le dă la misiunea de vânătoare. Căutând aici la misiuni, am constatat că de fapt puteam să optez și pentru o lamă din asta care ne avem pe 14 zile, foarte bună, cu destul de multe bonusuri pe ea, deci ne va ajuta foarte mult arma. Iar acum o să mă duc să continui misiunile de la vânătoare, misiuni pe care vreau să le fac pentru că îmi dau chestii și mă ajută pentru început. Tot timpul o să fiu și cu ochii aici la financiar, 16.000 în momentul de față. O să mă duc să caut mistreț flămând, o să mai am încă 9 de omorât. După care o să continuăm cu misiunile și cred că o să iau și misiunile pentru biolog, că deja suntem aproape aici de el. Am făcut și două pietre Metin, unul de level 10 și unul de level 15. Mi-a picat doar o carte, am și vândut-o la magazinul general, o carte care era mers de full, ceva de genul. Nu știu prețurile în momentul de față, nu știu niciun preț al pieței. Habar n-am la ce să pun, cât să cer pe anumite chestii. Dar în timp așa cred că o să învățăm și prețurile, o să ne ducem și în bazar acolo. Din câte am văzut prin alte clipuri pe YouTube, e o sursă de venit și acolo bazarul, pentru că sunt mulți care aruncă iteme pe jos. Iteme care poți să le vinzi sau poți să îți iei niște bani pe ele direct ca să te ajute în evoluție. Doar că la mine e problema că nu am bani nici să mă duc în bazar să mă teleportez, așa că o să mai bat pe aici, să mai îmi pierd vremea pe misiuni și în același timp să și cresc. Am văzut din prima așa feedback, nu e o problemă level-ul în momentul de față. Acum am văzut că de crescut crești foarte bine, deci nu mai este o problemă chestia asta. Un lucru bun. În schimb o să văd cum va fi cu itemele la level mic, dacă sunt pe piață, dacă se vând așa ceva și ce preț au. Nu știu dacă e indicat să le cumpăr sau să le fac eu, habar nu am. O să mai studiez piața să vedem ce și cum. Între timp, oricum nu am bani nici să le fac, nici să le cumpăr. Cred că mă voi mulțumi cu ceva iteme de nivelul 6, doar ca să pot să am ceva acolo pe mine, cât să pot bate. Restul o să vină pe parcurs, fiecare la timpul ei. A revenit iarăși cu clipul, dragi prieteni. Uite, am găsit aici pe jos, cineva aruncă o grămadă de cărți, ce a desfăcut cufere, cred că omul aici. O să încerc să le iau și cred că le vom și vinde direct. Nu știu ce e această manual ajutor. A aruncat omul și 20 de cufere cutia ajutoarelor. Nu știu ce sunt manualele astea, dar sunt curios să văd dacă sunt scumpe. O să ne arunc aici iteme din astea mici, care n-am ce să fac cu ele. Încerc să iau din astea mai mari ce aruncă omul acolo.
exact ce aveam nevoie. Licorile astea au venit exact la momentul potrivit. Am luat și licori, o să încerc să merg la magazin să vedem dacă se vând cu ceva preț. Uite și un nou de maimuță. Ăsta cred că ne va ajuta ca și însoțitor. Să vedem dacă merge să-l folosim și noi. O să deschidem aici și încercăm să vindem o carte din asta cu 200 de yang. Acum nu știu dacă prețul e corect. Uite, unele sunt 0 yang, 0 yang. A, deci astea sunt 0 yang. Celelalte sunt 200. N-am făcut mare brânză, dar cât de cât pentru noi, cum suntem la început, e bine vinde și chestia asta, le vindem cu 0 yang. Mi-a căzut aici un Spiritul Flăcării, o carte pentru Sura BM. Asta cu siguranță cred că se vinde, așa că nu o să, n-o să o vând la general, o să o vând pur și simplu pe shop. O să dau și armurile astea de aici, pentru că nu avem încă momentan bani să dăm la plus. Îți curios să văd casca asta cât e. 22.000. Asta ne-a ridicat aici. Ne-a ridicat asta. Am vândut ceva acolo, am făcut 67.000, dar ce mă bucur mai mult pentru aceste licori, aveam mare nevoie de licori, iar astea sunt binevenite aici. O să avem acum cu ce bate și o să facem, nu o să mai ducem grija licorilor. Aș vrea să văd dacă pot să fac bani, să ajung undeva prin templu, să mă pot teleporta în templu, să vedem dacă o să putem ajunge acolo unde bat băieții pentru căști la brotaci, la broaște. Cred că cu alea ne vom urca un pic bugetul aici și în felul ăsta aș încerca să-mi dau și itemele la plus 6 ca să rezistem cât mai bine. Am mai prins o captură de licor pe jos și niște cărți pe care le-a aruncat băiatul acolo la depozit. Le-am adunat toate, v-am spus că mă transform în tomberon. Am băgat aspiratorul pur și simplu, am adunat tot de pe jos. Acum încerc să vând aceste cărți, precum și cufărul. Văd că acest cufăr nu se vinde decât cu 0. O să-l și dau pentru că nu-mi permis să țin în inventar atât de multe iteme. Vindem în continuare toate cărțile și cred că pot să vând și niște licori, pentru că deja avem foarte multe licori și în felul ăsta să facem bani să ne putem teleporta. Cred că niște licori albastre o să vând, doar să văd cât costă, mamă, 56.000 de yang. Îmi surâd de ideea, o să vând câteva. Aici să vedem una roșie cât e, 12.000, asta nu o vindem pentru că e mai ieftină. Dar încerc să vând licorile albastre, nu folosesc atât de multe licori albastre, 7 stacuri din astea cred că mi-ajunge. Și în felul ăsta am făcut 500.000 doar din licori. Și în felul ăsta pot să mă duc să-mi deschid și eu depozitul și să-mi pun în depozit toate celelalte licori. Iar după asta o să merg în, o să merg în templu să văd dacă găsesc acolo pe cineva care să bată pentru căști. După un drum lung am ajuns aici la broaște, am bătut drum lung pe acolo prin templu, dar am ajuns în sfârșit unde mi-am dorit. Într-adevăr am găsit aici un player care bate pe auto și în felul ăsta el nu adună căștile de pe jos. Pentru mine este o mină de aur aici. Am adunat cam tot ce mișcă. După ce o să-mi umplu inventarul o să le verific să văd dacă avem și ceva cu bonus. Mi-aș fi dorit să prind ceva bonusuri pe o cască, ceva ca să ne scoatem așa din foame, dar e ok pentru că sper ca pe aceste căști la magazinul general să iau destul de mulți bani și cred că avem în momentul de față 736.000. Dacă vindem și căștile s-ar putea să facem milion, adică un caca. Chiar funcționează aici, este o sursă bună de a face bani pasiv, doar să stai și să aduni căștile de jos. Mi-ar fi bun un pergament din ăsta, un tichet de turism, un pergament orașului, cred că mi-ar fi bun să-mi iau și să mă folosesc pe chestia aia, să mă teleportez mai rapid, să nu mai fac drumul prin templu. Dar asta rămâne să vedem câți bani facem cu aceste căști. Revin după ce o să am inventarul full. După ce am vândut 65 de coifuri de level 61 la 4K bucata, am ajuns și noi cu bugetul la 988.000. Aproape un caca. Dar am stat și m-am gândit un pic. Nu știu, parcă aș vrea din prima zi așa să adunăm un caca în inventar, doar pentru dragul de a ne da un feedback pozitiv de a continua această serie pe Metin 2. Am mai fost odată în turn, dragi prieteni, și în felul ăsta am mai adus un transport de coifuri și în felul ăsta am ajuns la un caca 300, deci primul un caca, să zic așa, după 11 ani de pauză pe Metin. Dacă stau și mă gândesc și raportez totul la vremea aceea, cred că a durat foarte mult la mine, cel puțin până am avut primul un caca în inventar. Aici, în 2024, deja în prima zi avem un caca în inventar.
Și ar vrea să fac acum, în continuare, cred că aș dori să mai cresc un pic, să mă duc să mai bat acolo la, cred că la Amazon ar fi cel mai interesant, sau dacă nu, cel puțin să mai fac niște metine. Scopul meu ar fi să ajung la level 30, iar după ce o să fac level 30, oportunitățile de a face mai mulți bani și de a te dezvolta sunt mult mai mari. Am găsit și o piatră metină de nivelul 15 și în felul ăsta am zis să pornesc și o înregistrare, să vedem cum bate piatra. Totodată la acele coifuri pe care le-am adus de la nivelul 61 din templu, am văzut că acolo ar fi mai rentabil să aduci arme precum ghearele pentru lican de 61, clopote pentru șaman. Cred că ar fi mai bine și aș ieși mult mai bine ca și preț, pentru că sunt mai scumpe decât coifurile. Dar din câte am văzut, nu cad atât de bine precum coifurile de 61. Una peste alta, cred că s-a meritat drumul până în templu de două ori, pentru că deja avem un caca în inventar și în felul ăsta cred că putem să facem câte ceva lucruri. Cel mai mult m-ar interesa să cresc și să ajung la nivelul 30. Bun, hai să vedem ce ne-a dat de aici. Ia să vedem ce carte ne-a dat. Leac. Cred că o să țin și cărțile astea și o să le pun un pic pe shop. Vreau să văd și în episodul care urmează, vreau să văd care e combinația și cu shop-ul, cum să pune shop-ul, dacă e offline pe cea mai departe sau dacă îmi trebuiește ceva caracter separat. Mă uit și pe itemen, speranța că prind ceva PV sau, eu știu, un bonus bun care să fac acel item să fie cumpărabil. Am mai găsit un metin de nivelul 15, o să-l bat și pe acest metin. Hai să vedem ce o să ne cadă la acest metin. Am mai găsit unul pe drum de nivelul 10. Ne-a dat un leac și am să încerc să pun și cărțile astea să le poate să cumpără, nu știu dacă piața încă mai cumpără cărți sau nu, dar eu o să le pun. Un 466 văd acolo critică, destul de bine pentru nivelul pe care îl avem. Ne ajută mult arma, dar trebuie să găsim neapărat o soluție după ce trec cele 14 zile. Până atunci vreau să profit la maxim de armă, cel puțin să ajungem să facem bani cât să ne putem cumpăra un FMS, sau cel puțin dacă nu să încercăm să-l dropăm la nivelul 30, să încercăm măcar să avem armă. Ne-a dat aici nor otrăvit, ia să vedem armurile dacă au ceva pe ele, nimic, absolut, mai avem una aici pe care n-am verificat-o. La fel nici asta. Cam asta ne-a fost și episodul de astăzi, dragi prieteni, de pe Metin 2 oficial. Suntem pe server Polyphemus și aici ne-am apucat să jucăm Metin după 11 ani de la ultima dată, când am jucat și noi Metin oficial. Ca și un review așa asupra primei zile de Metin, nu pot să fiu decât bucuros. Repet, am reușit să facem un KK 300 și asta mă bucură pentru că, repet, în urmă cu 11 ani nu cred că am avut în prima zi suma asta în inventar, era mult mai greu, deci acum mi se pare că ai posibilități mult mai mari, ceea ce îmi dă încredere că seria asta cu Meti o să fie cât mai frumoasă și cât mai interesantă. Eu am fost Cristi Gamerzone, până la episodul următor, vă salut și nu uitați, dacă vă place această serie, lăsați un coment și un like și astfel povestea noastră va continua. Vă salut, numai bine!